poate vorbi despre modă și în ceea ce privește hainele pentru copii? Cu siguranță se poate vorbi despre modă în ceea ce privește hainele de copii. La nivel mondial, lucrurile au luat amploare în ultimii ani spectaculoasă. Marile case de modă au acum linii speciale pentru copii. Până la urmă, moda de copii este despre confort, în primul rând, despre bucuria de a fi copil și a fi creativ, a te mișca liber și, bineînțeles, și despre stil. Cred foarte mult în hainele de copii pe care și adulții ar vrea să le poarte. Care sunt piesele cele mai apreciate? Sunt fustele lungi, fetițele adoră să poartă fuste lungi, sau rochițe lungi de plajă, sau salopete din pânză topită. Un bestseller cred că ar fi acest kimono, e o piesă de rezistență a colecției pentru că este inedit. În general, kimonoul este pentru, nu știu, sala de karate, poate mai mult pentru băieței. Noi încercăm să spargem aceste tipare, să folosim culori care nu sunt standard la copii, poate chiar roz pentru băieți sau negru la fetițe, sau încercăm să ieșim din aceste tipare pentru că ne dorim ca copiii noștri să aibă posibilitatea de a se exprima cu adevărat. O femeie nu are niciodată destule genți. De ce suntem noi mereu cu ochii după accesorii? Un accesoriu potrivit te scoate întotdeauna din anonimat. Orice ținută, mai simplă sau mai sofisticată, poate fi mult mai strălucitoare și poate ieși în evidență cu accesoriul potrivit și mai ales de calitate. Ce purtăm în primăvara, în vara asta, în materie de accesorii, de genți? Eu nu sunt o mare fană a trendurilor neapărat. Purtăm ce ne place, purtăm ce simțim că ne scoate personalitatea în evidență. Eu cred că există o legătură foarte puternică între accesorii sau haine în general și personalitatea noastră. Însă dacă ar fi să vorbesc puțin totuși și despre trenduri, se poartă culorile și se poartă întotdeauna un pic de sclipici, glitterul.